Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am rămas o lungă perioadă setat și pe Beatles în spaniolă. Da. Dar vreau să vă mai scap puțin de treaba asta și am căutat Beatles în chineză. Dar lecții de chineză nu iau. Am găsit și Beatles în chineză. O să ajungem și acolo. De-abia acum am ajuns. Da. Dar nu astăzi, pentru că astăzi vreau să vă ofer o versiune chinezească a unei piese foarte populare, Prietena lui Luca. Nu știu dacă voi știți că există lambada în chineză. Lambada. Bine, ăștia imită tot, practic. Da, e practic karaoke, nu? Un fel de. Ia, fiți atenți. Sunt curios dacă îi place și versiunea asta lui Luca. Ora mosso și foia. Da, umblat și la instrumentație. Un pic. Du-te-mă de aici. La negativ. N-are cum. Ce zice mama e? E pe voce. Da. Ora se și foi. Vezi că îi place, îi place ritmul. Ia. Mordă-i. Ia uși. El e mai... Auzi, e și videoclip? Nu. Nu cred. Nu e. Trebuie videoclip. O să caut cu videoclip dacă vrei. Știu că tu ești pasionat de videoclipuri. Și eu vreau să văd... Pui accent pe un cuplu chinez dansând lambada. Aș vrea să văd asta și să nu mai uit niciodată după aceea, dar aș vrea să... Adică vreau să mă expun aceste imagini. În interesul științei. Da, Luca. O să nu mai vorbești pe piesă, te rog. Hai mă să-i dăm originalul. Hai să încheiem cu originalul. Așa hai cum e ea, e lambada. Bravo. Mama, mulțumim frumos. Auzi, dacă nu vorbesc tot timpul pe ea. Și atât. Deci dar videoclipul la piesa asta știi? A? Videoclipul la piesa asta știi? Cine nu știe? A? Luca are colecție de fotograme pe pereți. Doamne, visam. Câte 90 foto... să ajung odată într-o țară exotică. Da. Câte fotograme are o secundă într-un videoclip la 24. Bravo, colegule. Mamă. Uite bă că știi. Am fost la facultate când eram mic. Da, și a făcut și dublu sau nimic la timpul lui. Da. O să întreb asta la dublu sau nimic. Hai, vă rog frumos. Hai, nu, pe mâine dimineață. Hai, vorbim mâine. Numai bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.